Da, și vreau să am și chiar o imagine. Masile jos. Acolo suntem. Deci ne-am prins. Aici mă duc mai departe. Îți mulțumesc mult, îți mulțumesc. Da, după cum ați auzit și ați văzut și vedeți, mi-a făcut domnul o chestie foarte importantă, dar o povestim astea pe live-uri, că știți cum e. Sunt multe de spus și dacă sunt multe de spus, trebuie să le vedem altfel. Nu doar prin vorbele altora. Facem bagajul și am plecat la drum. Am văzut pe domnul de la Băneasa, un domn de milioane. M-am întâlnit cu mai multe persoane care au fost așa și totuși mi-am lăsat să mâncăr telefoane, baterie și așa mai departe. Și acum am baterie, nu mi-am pus, mi-am pus mai multe lucruri care au fost mai importante, adică telefoanele, că bateria chiar aveam. Ieșim acum din Băneasa și mergem spre... spre mănăstirea Dervent. Cam asta a fost până aici, băieții. Let's fly, cum zic. L-am prins pe domnul pe cadru și așa o să rămână ideea. Bă, cum vedeți, la afacerea lui cu toată lumea. Toată lumea face ceva. Toată lumea trebuie să facă ceva. Știți cum e? Numai la mine, multă lume nu înțelege chestia asta, că aici e afacerea lui, ce muncește și cum își duce el zilele mai departe, că așa trebuie să facem în lumea asta. Da, ce să vă zic, suntem la Băneasa, mii de mulțumiri, l-am întrebat cum îl cheamă. Oh, că mi-e spune lumea și eu uit, eu am vrut să-i spun numele acum, mi-e spune lumea și eu uit că eu am foarte mult în cap și în sfârșit am ieșit de... ieșim în pe traseu. Asta se anunță un traseu foarte șmecher, e cald. E cald și nu am multe opțiuni. Singura opțiune e să mă duc indiferent de situația căldurii. Când e cald e prea cald, când e frig e prea frig. E mai bun frigul pentru mine și tot, niciodată nu m-am plâns eu de frig. Mă plângeam de frig doar noaptea, că mamă să zice frig a fost azi noapte, dar dacă m-am trezit, tot a fost cum a fost. Oh, plecăm la drum, povestea o să înceapă cam de pe aici, spre următoarea destinație. O să fie foarte cald astăzi, am gol în fața mea, foarte, foarte mult gol și mamă, e să stau de umbră. Oh, mă gândesc că iar e cald. Mai puțină lume pe stradă, foarte mulți copii din ăștia care n-au nicio ocupație. Îi văd aici, n-au școală, ar trebui să fie la școală la ora asta. Deci după sticle, caută sticle să facă bani. Asta e școala lor. Și aici niciodată nu se vor educa. Când asta nu se vor educa niciodată. Niciodată nu se vor educa. Aici nu găsesc educație, învață să caute interese. Copiii de mici învață să caute interese și interesele astea sunt... interese financiare pentru niște copii și n-ar trebui. Asta nu e educație, asta e mai mult o vorbă de interes. Vorbă de interese. Da, aici, ce e aici? Liceul teoretic, îl văd. Lângă cel teoretic e poliția de frontieră. Aici am fost aseară și mi-am rezolvat problemele. Care probleme? Nu au fost probleme. Au fost și au fost. Să lăsăm asta, nu vreau să discut prea mult despre chestia asta. E mai bine așa, o ținem tot așa și plecăm înainte, băga piciorul. Și plecăm tot înainte, că știți cum e? Avem traseu. Și mi-am propus și cam 30 metri până la mănăstire, mi-am propus să ajung până acolo. Deși mă duc degeaba, că eu știu cum mă duc degeaba. Și să văd cum o să-mi vină, cum nu o să-mi vină. Nu știu, că știți cum e? Sunt doar denumiri. Și denumirile sunt folosite în... povestea asta care o zicem noi, mănăstire. Nu mai nici biserica ce-a fost și nici mănăstirea ce-a fost. Îți da denumiri pentru că așa e. Oh, zilești Călăraș Ostrov. Salut! Alo, Călăraș Ostrov, deci tot înainte, Oltenia, tot mai departe. Ha? Da, nu mă duc eu la... Ostrovii înainte, nu-i dreapta.
tot înainte. Da, și ăsta e cum am zis, story de dimineață. Story de dimineață, m-am culcat la spital acolo și acolo la spital a fost aproape că mi-a cerut o fost să-mi ceară buletinul. Și nici m-am culcat la spital, că m-am culcat în spatele spitalului, unde e ceva abandonat acolo, cred că o fomorgă, că mai degrabă înseamnă fomorgă acolo, sau ceva, nici nu știu ce a fost acolo, că era plin de mizerie. Și eu trebuie la ei buletinul, că pas la pas încă trebuie buletinul, că m-am culcat în mizerie. Dar nu-ți dau ție nici un buletin, unde ai văzut tu, îți dau eu ție buletin. Am zis că de când, e deja gata, cum atâta lumea ne vă trebuie buletine deja. Plătesc paznicii care n-au nicio pregătire școlară, că și fără clasă te angajează paznic. Și fără plață, te angajează să-ți plață și o trebuie plătit. Am zis, nu-ți dau toate niciun buletin. Am zis, nu te chinui prea mult să-mi cer că nu ți-l dau. Nu trebuie mi-o să dau, nu există nicăieri, nici la poliție, cum am spus, nici la poliție, dacă nu se suspect de ceva, nu dau eu buletinul. Nici la poliție, mai degrabă dau la poliția de frontieră, că sunt pe zona de frontieră și aici chiar trebuie să dai. Chiar trebuie să dai. Și de asta spun că nu vreau să povestesc prea mult despre oamenii ăștia inteligenți. Că au o funcție și ei și un birou acolo, că o parte cum ar veni, unde își face, unde primește salarul, vreau să caute multe, multe responsabilități și responsabilitățile altora, nu ale lor. Deja paznicii din România, deja, azi spun eu, să aibă și ei grade și bastoane și ce chestii de ei și cum sunt ei. Asta e România, băieții, și dacă așa e România, trebuie să o acceptăm, dar să găsim alte portițe ca să o acceptăm. Alte portițe. Acum ies din că tătuit ce Băneasa, da. Acum ies din Băneasa, uite aici băieții cu ăștia turiști, cu bicicletele. E bună treabă. Sunt turiști care vizitează România, sunt turiști, dar știți cum e? Mai puțin, mai mult trec prin ea decât să o vizitez. Chiar mai mult trec prin ea. Asta e story de dimineață, băieți. Mergem mai departe, spăteți și obrazii și copiii ăia. Aia v-am spus, forma lor de educație. Asta e forma lor de educație. Forma lor de educație sunt foarte obraznici. Foarte obraznici. Am vorbit cu ei și mai sus și le-am spus care e șmecheria, bă, că să țin după mine, că așa se iei obraznici. N-au educație. Viitori infractori. Așa pot să-i numesc. Așa-s viitori infractori. Nu-s la școală. La ora asta nu-s la școală. Nu-s la școală și nici nu interesează de școală. Așa se numesc viitori infractori. Pentru că toată ziua au timp să gândească și au timp să facă tot felul de chestii care le fac pentru bani, pentru că ăsta e interesul lor, bani. Dacă un copil caută interes în bani, vă dați seama că în educație nu o să găsească bani, numai în chestiile astea. Mamă, ce e aici, mâncava, sâbătul vostru. Nici trotoare n-au mâncava. Hai pe zona asta și încă mai este. Da, îi mulțumesc din suflet. Da, tată. Îi mulțumesc din suflet la Bagabond, dacă, cum zic eu, Bagabond, mulțumesc din suflet, dacă vede filmarea, să-mi scrie numele, că mi l-a spus și am uitat, mi-am încărcat telefonul, mi-am făcut asta, deci cât mi-ajunge, ia nici nu vreau să filmez prea mult, pentru că e foarte cald și dacă e foarte cald, rămân cu postarea în mână. V-am pupat, băieții, ăsta e storul de dimineață, cum lumim, ieșire din Băneasa, spre mănăstirea Dervent, spre mănăstirea Dervent. Nu înseamnă că o să mă duc eu chiar până acolo, că le-am cam văzut eu pe toate, că am văzut eu ce este acolo și nu vreau să le numesc eu mănăstiri. Am trecut doar mai bine zis printr-o singură mănăstire, la mănăstirea Putna. Restul nu sunt mănăstiri, bănci și afaceri. Dar la mănăstirea Putna, acolo a fost o mănăstire care se povestește, îi să ajute oamenii, să ajute cu orice probleme au, pentru că tot din oameni îs ajutați. Oamenii dă acolo ca ei să dea mai departe la oamenii ăștia. Nu trebuie să-ți dea bani, sacul de bani, om, blind de mâncare sau să se calci un pic telefonul. Cred că nu costă.
nu costă mult. Cum am spus la foarte mulți, tati, ca să faci un bine, crede-mă, nu te costă nimica. Dar fă să vezi că nu te costă nimica. Mulți crede că dacă dau, n-o să mai ai voie. Nu e așa. Dacă o să dai, o să primești. Și ei nu știu, că ei nu așteaptă, nu au răbdare. Nu au răbdare. Aici voi încheie, că e cald, deja aici ies. Voi încheia și voi continua spre mănăstire. O zi bună, stori de dimineață, are nu știu ce dată astăzi. Nu știu ce zi astăzi. Care a fi, aia a fi. M-am pupat. Pa, pa.